Hai ca trilă și ne-arată, măi, cum erai când erai fat, măi, măi. Hai stânga unu, dreapta doi, ca așa-i horapi la noi, măi, și-ai dri-dri-da. Și-o luăm un castronel noi, măi, și punem un ou în el, măi, măi. Hai stânga unu, dreapta doi, ca așa-i horapi la noi, măi. Hai noroc și la mai mare, după cum se vede, am intrat direct în pâine, știi cum zic? Bun, pizi ouă ăsta, am să pun eu vreo jumătate de kil de carne, vreo 250 grame de carne de vită, tocată, și 250 grame de carne de porc, tocată, nu știu că aici. A să zdrobești vreo 3-4 căței de usturoi, știi cum zic? A să pun și niște pâine de-asta mărunțită. Eu am folosit un tocător, dintre asta am pus 3 felii de pâine și hopa, cu știu că tocător, știi cum zic? O, deci, pune și niște pâine de-asta, pune și o leacă de pătrunjel și pune și o leacă de parmezan ras. Cu știu că? Și pune și o leacă de sare și pune și o leacă de pipier. Ne apucăm o leacă să amestecăm. După ce ai amestecat cărnița, bine, 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 iei castronelul ăsta și-l pui o leacă deoparte, iei un funduleț și faci așa niște crochete, niște perișoare. Hai stânga unu, dreapta doi, ca așa-i horapi la noi și șai, dri, 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 da. Astea li sunt pifteluțele, crochetele, cum vrei tu să li spui. Nu li prăjim chiar acum, pentru că noi ne apucăm să facem o leacă de sos. Și mai bine că o să punem sosul ăla la un moment dat la fiert și cât se face sosul, o să prăjim ăsta. Știi cum zic? Pac, pac, ceap, ceap, agregatul, focul, tigaia, uleiul. Ceapă, țelină de aia, apio, morcov, uștiluc, spatulă, amesteci, învânt, călești. Când s-o mai călit o leacă legumile astea, uștiluc și cu 2-3 căței de usturoi tăieți, mărunt, așa, pac, pac, pac. Că așa-i horapi la noi, măi, și românului place, măi, măi, să bea vin și apoi să joace și ai de-de-de-de-da. Dacă tot am băut o lecuțică de vin, pune-mi o lecuțică de vin și aici, știi cum zic? O, uite așa. Și dăm focul mai tare. După care eu am aici jumătate de kilogram de suc de roșii, dar e suc de roșii combinat cu leacă de apă. Adică cam 300 de mililitri de suc de roșii și 200 de mililitri de apă. Puștiu. Amestecăm așa frumos. Punem sare. Punem biber. Pui capacul. Și lași la foc mic. Pentru vreo 20-30 de minute. Ai grijă totuși, arunci câte un ochi să nu scadă prea tare sosul. Știi cum zic? Lași la foc mic, mic. Sosul e la foc mic pe la gaz, aducem chifteluțele în prim plan iarăși și punem o leacă de făină, uite așa, peste ele, uite așa, puțin, nu multă, nu multă, uite așa, punem printre ele, uite așa, 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 așa frumos și pe urmă le rulăm, uite așa, prin făină, uite așa, uite așa, uite așa, le rulăm așa prin făină, uite așa, frumos, frumos. Punem iară funcțiune agregatul, cu știu ulei și rând pe rând, cu știu cu chifteluțele noastre. Uite așa. Prăjim de chifteluțele astea nu foarte mult timp. Ideea este că nu vrem să o fac în totalitate, nu! Pentru că noi o să le punem și în sosul nostru să mai fiar o leacă. Le vrem să se rumenească o leacă. Nu le prăjim foarte, foarte tare, înțelegi? Le vrem doar să facă frumoase, la suprafață, să fie o leacă de cruz, să fie o leacă rumeni. Pentru că ele, dacă nu se prăjim în totalitate, ele absorb tot sosul ăla. De acolo, înțelegi? Ei și le împoți. Ei și le împoți frumos, rând pe rând. Ora mea e moldovinească, măi, și mâncarea italienească, măi, măi. Stai, diri, diri, da. Hop, hop. Când s-o numeni fai, fai, toate părțile, le dai o leacă deoparte, aduci sosul în prim plan, de rând, de rând, pui chifteluțele astea în sos, uite așa, cu știu. Și cum roșiile cu busuiocul îs frați de cruce, băgăm și niște busuioc, uite așa, rupim aici, așa. Uite așa, rupim, rupim frumos. Și lăsăm așa să fiarbă, la foc mititel, fără capac, vreo 10 minuțele, până mai scade o leacă sosul și chifteluțele noastre s-au făcut complet, în interior. În caz de nu ți-ai dat seama până acum, astea sunt crochetele noastre pe sistem italian cu sos marinara, așa îi spune. Adică sos de roșii. Tu dacă vrei să le mănânci, bineînțeles că poți face o leacă de piure și le mănânci așa, cu o lecuțică de piure. Dar eu consider că cu piure le calsești gustul. Și apoi înainte să le mănânc, eu o să mai fac un pas. Stai cu mine să vezi despre ce e vorba. Iau așa niște chifteluțe și le pun într-un castron dintre ăsta pe care pot să pun în cuptor. Peste ele adaug niște jalapenos. Jalapenos ăștia sunt niște ardei iuți mexicani în oțet. Pune-mi aici, așa. Nu au gust prea diferit față de ardeii noștri iuți. Poate textura lor e o leacă mai diferită, că s-o leacă mai grași în carne, da, ta tot. Tu dacă ai ardei dintre ăștia românești la oțet și vrei să faci ca mine, îi iei și îi tai frumos feliuțe. Eu pun vreo 2 jalapenos, că fără iuțeală în viața e pustiu. Și peste astea, cu știu cu niște brânză rasă. Uite așa, cheddar. Mi-e plouă în gură deja. Tu vai. Și cu știu cu cuptor pentru vreo 5 minute, la foc maxim, să se topească cașcavalul ăsta. Hai moș costache din strâmtură, măi, joacă hora în bătătură, măi, măi. Hai stânga unu, dreapta doi, ca așa-i hora pe la doi, măi, și-ai, de da. Deci mi-i plouă în gură și am asta în față. Bineînțeles că îi dai și coleac de pâine, știi cum zic? A, bravo, fără pâine viața e pustiu. Valeu! Hai să ne vedem sănătoși mâine! Pa, vă pup!